Adolescenta Georgiana Stuparu merge din nou la un concurs național. De această dată s-a calificat la faza finală a sesiunii de referate și comunicări ale elevilor la geografie, secțiunea Geografie Umană. Eleva Liceului Tehnologic Petru Maior a scris o lucrare despre fabrica de tractoare din Reghin, pe care a prezentat-o ca un model de urmat în domeniul industriei și cu impact asupra vieții economice. Proiectul a constat într-o lucrare scrisă și o prezentare, care am expus-o în fața comisiei, care în final a decis să-mi ofere locul întâi și să mă trimite la etapa națională. Georgiana mărturisește că s-a consultat mult cu profesorul coordonator și cu cei din jur înainte să aleagă subiectul lucrării. A realizat însă repede că fabrica de tractoare este un model de succes demn de urmat, care merită și promovat. Ideea mi-a venit gândindu-mă că trebuie să-mi aleg un subiect din orizontul local, care să prezinte interes, nu doar aici, la nivelul județului, ci și la etapa națională. Mergând cu acest proiect, cred că voi trezi interesul Comisiei Naționale prin popularizarea ideii, prin popularizarea modului de lucru al fabricii. Totodată am ales această temă gândindu-mă că fabrica de tractoare este un model, nu doar la nivel local, ci și la nivel național. În introducerea proiectului am vorbit puțin de fenomenul de dezindustrializare. Am dat câteva exemple negative, după care am venit cu acest exemplu, cred că merită promovat. Eleva a avut la dispoziție doar câteva zile pentru a scrie lucrarea, însă nu a întâmpinat greutăți datorită colaborărilor de care s-a bucurat. Am fost, ca de obicei, ajutată de doamna profesoară Maria Bozdo, care îi mulțumesc din nou, dar am colaborat foarte bine și cu firma și cu toți reprezentanții firmei, începând de la conducere și până la muncitori. Am cerut păreri de la toată lumea și toată lumea a fost încântată să mă ajute. Georgiana consideră că locul întâi pe care l-a obținut cu proiectul său vine și ca urmare a modului în care a știut să-și susțină lucrarea. Profesorii comisiei au fost impresionați să vadă în prezentare și secvențe din emisiunea TV realizată de Georgiana la Dareghin TV, având ca invitați doi tineri angajați ai fabricii. Acum, referatul despre fabrica de tractoare din Reghin va reprezenta județul Mureș la faza finală a sesiunii de comunicări. Prezentarea și susținerea lucrărilor este programată pentru luna iulie la Fălticeni.